săptămâna trecută Comitetul Local Situații de Urgență ne-am întâlnit împreună cu medicul veterinar, asistentul comunitar, medici de familie, reprezentanții poliției și am făcut anunțuri, în primul rând și în primul rând să respect întru totul condițiile și măsurile luate de către autorități și cred că prin tot ceea ce facem noi, prin respectul față de familii, de apropiați, de toți ceilalți, cred că împreună cu responsabilitate și cu calm trebuie să facem în așa fel să trecem cât mai bine de această perioadă, care este o perioadă într-adevăr complicată. Avem un număr de 14 persoane care ieri am luat ultima listă de la DSP și cu o persoană care era venită de săptămâna trecută, în total avem 15 persoane care sunt izolați la domiciliu. Da, au fost două cazuri care practic poliția și cu reprezentanții DSP-ului i-au amendat pentru că n-au respectat izolarea la domiciliu. În alt ordine de idei, celelalte persoane stau acasă. Chiar ieri am vorbit cu două dintre acele persoane. Săptămâna trecută la persoana care era una singură din Roșcani, practic am vorbit cu ea prin telefon, ne-a comunicat o listă de alimente, i-am și dus și am lăsat-o la poartă, urmând ca după ce o să iasă din această perioadă să ne întâlnim și să fie totul bine.